N-am mai apucat să povestim aseară despre asta pentru că nu văzusem dezbaterile care au avut drept scop salvarea televiziunii publice. Ho-ho. Dezbaterii la care aș fi vrut și eu să fiu prezent, dar dimineață când m-am interesat, organizatorii luaseră decizia să nu permită accesul presei în sală. Ulterior, la presiunea jurnaliștilor și a ONG-urilor, băieții s-au sucit. Ce-ți ieși cu reflexele astea comuniste, auzi? De fapt, nu știu dacă salvarea televiziunii a fost scopul întâlnirii de ieri de la Parlament. După ce am văzut principalele luări de poziție, nu știu, mie mi s-a părut că a fost mai mult un exercițiu de imagine și un frumos meci de tenis între guvern și Parlament. Păi dacă Halepa noastră nu mai câștigă nimic, Simonico, adună-te, hai fată, noi suntem cu tine, să știi, hai odată. Asta zic, măcar Parlamentul și Guvernul să ne arate ce știu la tenis. Servește Dacian Cioloș. Silence, s-il vous plaît. Ar trebui să vedem care sunt propunerile noastre legate de măsuri pe termen scurt, foarte scurt, cred, în următoarele săptămâni, pentru că înțeleg că până în luna martie, dacă nu se iau niște măsuri, televiziunea riscă să intre din capacitate de plată. Din câte știu, la sfârșitul lunii martie oricum va trebui să numiți și un consiliu de administrație nou, deci ar fi bine probabil ca acest nou consiliu de administrație să aibă și un mandat, dacă va avea un mandat în funcție de soluția juridică care este găsită. Și apoi măsuri pe termen mediu sau pe termen lung, care vor presupune probabil și modificări legislative în funcție de statutul pe care televiziunea l-ar putea căpăta. E, poți să-i spui omului că n-are dreptate? Nu poți, corect. Parlamentul trebuie să-și asume niște decizii, să-și le asume odată, că nebunesc. De fapt, Parlamentul e de vină pentru situația asta. Și mă deranjează foarte tare atitudinea unor parlamentari. Când vine vorba de TVR, da, au fețele alea pline de scârbă, așa, și ne ceartă pe noi, pe cetățeni în general, de parcă am fi noi de vină pentru situația în care a ajuns TVR. Nu, tovarăși! De vină pentru situația TVR sunteți în principal voi, parlamentarii. Voi care guvernați prost țara asta de 26 de ani. Ați numit la TVR oameni care habar n-au ce e aia o televiziune. În Consiliul de Administrație a spus doar cărători de genți de la partide, slugi. V-ați adus în TVR toate pilele, ați jumulit prin interpuși bugetul televiziunii, măsluind tot felul de licitații și contracte. Ați dat ocazia serviciilor să-și planteze oameni aici, totul cu scopul de a controla editorial și financiar fabrica asta. Și acum vă dați de ceasul morții, că vai, ia uite în ce hală a ajuns televiziunea, că ce ne facem? Să facă ceva guvernul, nu vă e rușine. Așa, unde eram? A servit Cioloș. Acum e rândul Parlamentului. Rugămintea mea către domnul prim-ministru și doamna ministru de finanțe este să inventarieze și alte variante decât bani de la buget. Se poate da o garanție de stat în baza căreia orice bancă ar împrumuta. Hop, luați-o voi, băieți! Rever în lung de linie de la domnul Vosganian, se știe, care are și dânsul dreptate. Păi da, nu că ar fi rezolvat situația TVR când a fost ministru. E, și uite, așa mi-a devenit foarte simpatic Tăricianu, care a spus direct ce se întâmplă de fapt. Guvernul încearcă să paseze responsabilitatea Parlamentului și Parlamentul ar fi foarte fericit dacă ar veni guvernul cu o soluție. Și între aceste două scaune cade televiziunea. Cam asta e situația. E foarte frumos. Da, foarte frumos, într-adevăr. Se stă cu soluțiile pe masă, că soluțiile s-au propus acestor oameni. Ele sunt și foarte simple, dar nu se face nimic. Știți de ce? Pentru că nu se dorește salvarea televiziunii cu adevărat. Parlamentarii se gândesc acum doar cum să amâne discuțiile până după alegeri. Pentru că o televiziune publică pusă pe picioare, independentă, corectă din punct de vedere editorial, le-ar putea strica multe socoteli de campanie. Na, au și ei blaturile lor, băieții și fetele lor pe aici prin instituție. Mai au și serviciile un cuvânt de spus. Ce trebuie să vă dau așa mură în gură? M-a filat miliția. Eu, unul,
vă spun sincer, deși cred cu tărie că la TVR se poate face performanță, m-am cam săturat de circul ieftin făcut de acești oameni. E simplu, televiziunea are niște datorii istorice care nu pot fi achitate, fraților. Tot vin dobânzi, majorări, penalități și-s datorii făcute de băieții numiți aici de partide. O jumătate din venituri, atenție, la TVR, o jumătate din venituri merge pe salarii. Vreo 30% înseamnă datoriile istorice. Cam 15% sunt cheltuielile de întreținere și doar 5% din ce se încasează la fabrica asta, vedeți voi la TV. Bine, dar nu mai înțeleg nimic, nici eu. Și mai cred că orice manager de butic de colț de stradă ar lua măsurile corecte aici la TVR. Restructurare masivă, 1000 de oameni cei mai slabi acasă, externalizarea serviciilor care halesc acum o grămadă de resurse, reașezarea cheltuielilor astfel încât fabrica asta să devină competitivă pe piață. Nu poți să taxezi, am spus-o și aseară, cu 200 de lei ora de montaj când peste tot e 20 de lei. Apoi totul făcut pe criterii de performanță, fraților. Concursuri de proiecte, frumos, salarii în funcție de audiență, atenție, prin asumarea misiunii publice. Adică nu chiloță reală, ci informare, educație și entertainment. În 2 ani, dacă toată lumea trage la aceeași căruță, o face avion. Pentru asta, guvernul trebuie să dea o mână de ajutor cu datoriile, să nu intrăm în incapacitate de plată, ceea ce deja se întâmplă. Iar Parlamentul trebuie să numească un consiliu de administrație competent, nu format din sluși de la partid. Dar, repet, am ajuns la concluzia că nu se vrea, din păcate. Așadar, nu știu cât ne vom mai vedea aici. Oricum, ca să știți, nu plecăm decât dați afară sau când se va închide emisia. Adică măcar să ne asigurăm că... am închis-o.